prioritate de dumnealui la ora actuală este descentralizarea sistemului de sănătate, respectiv cedarea către autoritățile locale a spitalelor de interes local, cele județene rămân în continuare sub tutela Ministerului Sănătății. În acest scop s-a desfășurat un amplu, adică să numim control, în toată țara, cu echipe ale Ministerului Sănătății, cu secretarii de stat, cu șefii de servicii din Ministerul Sănătății, pentru a evalua starea spitalelor la ora actuală și a se întocmi ulterior un plan de măsuri care se ducă la, pe de o parte, la reabilitarea spitalelor și pe de altă parte la împărțirea, la cedarea lor treptat către autoritățile locale. Aș vrea să vă spun că unul din spitalele lăudate, în care au rămas impresionați reprezentanții Ministerului Sănătății, este Spitalul Județean de la Suceava și am fost foarte mândru când s-a pronunțat acest lucru.